Tocmai am avut o revelație. Mi-am dat seama că există Feng Shui pe jocul ăsta. Cum, Dumnezeule mare, am putut să uităm de Feng Shui? Literalmente cel mai șmecher caracter de pe Dead by Daylight. Ce Meg Thomas? Lasă-mă pe Meg Thomas, ce știe ea să facă? Știe să alerge repede. Wow, mare chestie. Ce ești tu, fiica lui Usain Bolt? Felicitări, bravo, știi să dai din picioare. Feng Shui, pe de altă parte, este gay măriță, da? Este gay măriță și este bună la jocuri și... Da, am apăsat pe killer din greșeală. Voiam să apăs pe player survivor. Și fii antenu, avem pe Feng Shui aici așa. Și avem haine șmechere care o să ne facă foarte ușor de văzut. Și vrem chestia asta, sigur, chiar dacă avem rank 20. Bă, s-au resetat rankurile și mi-a dat 20, nu mi-a dat 19. Mm-mm. 18. Mm-mm. 20. 20. Și sunt foarte sexy în această dimineață. Bun, nu uitați, like, că dacă nu mor castorii și este foarte important să avem castori, link către ce am frate acolo în descriere, ce se întâmplă? Ah, ok, minunat, da, minunat, da, exact ce voiam. Ce mai am acolo în descriere? Contul meu de Instagram, contul meu de... pagina mea pe Facebook, G2A, desigur, vă puteți cumpăra jocul ăsta la un preț mai mic. Și, mamă, avem tricouri aproape la fel, băi, ești nebun? Băi, ce se întâmplă? Încă o Feng Shui! Feng Shui... De ce joacă toată lumea Feng Shui? Am crezut că este caracterul uitat de lume și nu mai joacă nimeni și dintr-o dată când îl selectez eu, îl selectează toată lumea. Ok, aveți hack-uri, am înțeles. Și am uitat ceva? Nu cred că am uitat nimic. Need me anyone, and I don't even notice when it hurts anymore. Da, o să tac din gură acum. Bun! Să sperăm că este Rafe. Nu știu de ce, am așa o preasimțire că o să fie... Nu mai contează, este celălalt. Fuck! Urăsc jocul ăsta atât de mult! Te urăsc atât de mult. Joc stupid! Desigur că este cel mai tâmpit... killer existent vreodată și desigur că mă găsește pe mine primul. Fă, te urăsc atât de mult. Ok. Nu există lucru pe care îl urăsc mai mult pe lumea în care trăiesc decât pe tine. Get fucked, son. Juked! Oh, e încă după mine. Juked! Oh, what the fuck? Am crezut că vine din direcția mea! Urăsc jocul ăsta atât de mult! No! Nu în basement! Oh, doamne, țucat iar tata! Bun, nu mă duce în basement. Nu-mi place killerul ăsta. Nu-mi place pentru că mi se pare extrem de greu să scap de el. Și după ce te-a băgat în lumea viselor, stai 10 miliarde de ani acolo și până când ieși, pentru că nimeni nu vrea să te ajute și nu reușești să ai un skill check la generator ca să-l faci, ca să te trezești. Și este absolut minunat. Auziți, apreciez foarte mult că reparați generatoarele, dar dacă m-ați putea salva și pe mine ar fi o chestie foarte drăguță. Și killerul stă pe aici, că am văzut iarba cum se mișcă. Iarba verde de acasă, să mă rătăcesc prin lume, nu mă lasă. Câte... Ce prost ești, mă, bă, frate! Unul care vine să mă salveze este incompetent! Băi! Minunat. Era, băi, o melodie, băi, de pe vremea când eram eu mititel, băi, și era la radio, băi, era o chestie, dar acum da, s-a adus tot. Bun, vrei să vii să mă salvezi, adică te rog, nu intra în stagiul al doilea, o să intru în stagiul al doilea până mă salvează ăla. Și a fost și el băgat în lumea viselor. Frate, te urăsc atât de mult. Te urăsc atât. Ok, ok, vin încoace, vin încoace. Stai, stai! Nu, nu! Nu, what the fuck? Stop! Ești minunat! De ce nu m-ai lăsat să te... Hey.
Era ușa fixă aici, băgați-i piciorul în clădirea lor, am crezut că scăpam și dacă nu scăpam, dar de fapt scăpam, dar venea pe acolo. Dar n-a făcut-o. Ce se întâmplă la un moment dat când ești în lumea viselor, el te poate vedea. Și asta este minunat pentru că el s-ar putea să mă vadă acum. Nu știu dacă are nevoie de ceva addon, dar sunt în pericol. Sunt în pericol mare pentru că sunt lovit și sunt în lumea viselor și nu vine nimeni să mă scoată sau să găsesc un generator pe care să-l sparg, da? Ce se întâmplă? Atunci când vrei să spargi un generator, pentru că ești în... Desigur că am dat fix de tine, dar știi ce? N-o să ajung nicăieri. Nu ajung nicăieri, are viteză prea mare. De unde-i toată lumea? Unde sunt generatoarele? Am murit! Te rog, nu! What the fuck? Why? Jocul ăsta atât de bulanjiu. Deci singurul killer care e handicapat, atât de handicapat încât să mă omoare. Și mă omoară pentru că aia din echipa mea nu fac absolut nimic decât să repare generatoare în cealaltă parte a hărții. E ok, e ok, îmi păstrez calmul. Zen și Feng Shui, da. Da. Mapă de Dead by Daylight, care este... Să sperăm că mai bună decât cea de data trecută, pentru că aia era atât de stupidă. Nu vedeai nimic! Și dintr-o dată... La 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 la... A, la, 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 candela mării. Bun. Băi, au făcut vreo schimbare killerului ăluia, pentru că killerul ăla este extrem de foarte prost, da? Este extrem de prost și... Oh, salut. Este extrem de prost și... Oh, nu, e purcicuța. Minunat. Și, practic, trebuie să fie supraviețuitorii prea fraieri, mă, ca să-i omori. Și ghiși ce? Eu am fost ăla fraier. Eu. Firar mama dracu. Firai tu scanda... Ah, ești aici, am crezut că ai plecat. Bun. Că uite, s-a camuflează foarte bine. Așa. Da, și n-am găsit generator și nu găseam nicio paletă și unde era paletă și geam avea și el ușă la 2 metri distanță. Ah, hărți stupide de Dead by Daylight făcute numai ca să te enerveze, să te duci la balamuc. Interesant. Foarte interesant, într-adevăr. Să sperăm că nu vine pe aici. What the fuck? E hacker împuțită! Am lucrat... Wow! Shit! Fuck! Frate, eram pe culoar, n-am avut unde să mă duc. Am vrut să-l protejez pe handicapatul ăla. Bun! Ok. Oh, what the fuck? Ok, nu știu de ce ai făcut aia, dar ai făcut-o. Ok, mă duc la spate. Ah, what the fuck? Ok. Ok. Oop. Ah! Ah! What the fuck? Ah! Frate, de ce s-a blocat fereastra? Am sărit doar de 2 ori pe ea. Fereastră stupidă. Fereastră stupidă, joc stupid. Jocul ăsta este împotriva mea. Oh, no. S-a întors pe cealaltă parte acum. Nu era safe. Da. What the fuck? What the fuck? De ce ai lăsat? Țineam What? Țineam W-ul, alergam la paletă. Eram lângă paleta, am apăsat space în loc să se teleporteze de cealaltă parte a paletei, cum fac 100% din supraviețuitorii împotriva cărora joc eu killer.
Feng Shui s-a oprit, a lăsat paleta jos, apoi a sărit peste ea. Dude, joc Dead by Daylight. Câte ore am în Dead by Daylight? Unde văd? 687 de ore. Am în Dead by Daylight, da? Am 600, 700 de ore, să zicem, da? Am 700 de ore. Crede-mă, știu cum să fug la o paletă și să o las jos. Uite, așa se face, vezi? Mare fucking chestie. Așa ar fi trebuit să se întâmple acolo, dar ghișe. Apa... te urăsc atât de mult. Aparent, de data asta, jocul a decis, știi ce? Știi chestia aia foarte obișnuită care funcționează de fiecare dată și pe care o face toată lumea, știi? Adică fugi la o paletă, știi? Și când ești aproape de ea, îi dai space și teleportezi de cealaltă parte a paletei și ta-ta-ta. Hai să o facem să nu funcționeze de așa. Să nu funcțione... Unde-i killerul? Dăm heal, dar dacă vine, fugim. Oh, m-a văzut. E ok, e fraieră. Mersi. Bun. Hai să facem chestia aia să nu funcționeze și... What the fuck? N-am pomenit așa ceva în cele 700 de ore ale mele pe Dead by Daylight. Minunat. Hai să facem rost de niște puncte gratis și ne vom salva cu echipierii, pentru că e interesant cum m-a lăsat jos killerul, nu m-a pus pe gârlig, iar supraviețuitorii din echipa mea chiar au venit să mă salveze. Aș vrea să le mulțumesc din suflet domnului Panda, domnului Bababa și domnului Gold Laminat, ceva laminat, ok. Bun, ia să vedem unde îl duce pe ăsta ca să mă duc să-l salvez. Oh, ok, îl aduci fix unde... Ah, minunat. Fix unde eram eu. Nu știu dacă știți, dar eu nu sunt exact cel mai bun la camuflat cu costumul ăsta pe mine. S-a sinucis. Și eram acolo, puteam să-l salvăm. Minunat. Nu mai este loc. Pleacă, Bill. Pleacă. Am zis să pleci. Cară-te. Du-te. Mergi în altă parte, transportă-te într-o altă locație geografică. Pleacă în Dumnezeu. Mor cu ăștia. Ce vrei, mă? Nu! E generatorul meu. E al meu, pleacă de aici. Mamă, ce oameni. Ok. Oh, fuck. E ok, se duce în cealaltă direcție. Sau nu? Oh my, te urăsc atât de mult. Prinde-l pe Bill! Uită-l pe Bill! Ah, fuck! Shit! Oh my god, no. Paletă. Era... Ok. Minunat joc. Dacă eu eram acolo, tu când m-ai luat, de ce m-ai tras de... Eu nu înțeleg cum funcționează chestia asta. Bill? De ce ești în cealaltă parte a hărții, Bill? Crede-mă că... Oh, no. Asta nu e bine. Asta nu e bine deloc. Este extrem de rău. De asta urăsc eu acest joc. Totul merge atât de bine până într-un punct. Oh, no. Vreau să mă duc să joc killer și să-i campez pe toți ca să simtă durerea pe care o simt și eu. De ce vii? Mă întreb de ce vii. Ai plecat acum. Deci măcar n-ai încercat. Oh my god. Astăzi nu a fost una din zilele mele bune. Deloc.
De asemenea, dacă aș fi scăpat, ar fi trebuit să-mi dau întâi capcana de pe cap jos, pentru că dacă mă apropii de ieșire cu capcana pe cap, se activează și mor. Dar tu chiar nu pleci de aici, adică... Oh my god, I am so fucking done. Unde e butonul de uninstall? Ia uite-l, uninstall. Gata. I'm done, I am so done. So done, mai am suc, mai am o... Nu mai am. Perioada viitoare, pa, pa.